cuptorul răbdării, ca pâinea coptută, și la vremii plinire pe credincioși ai hrănit, sufletește spre sfințenie, Paisie, lumii luceafăr strălucit, prin virtuți te-ai arătat ducându-i spre mântuire, pe cei care învățătură duhovnicească însetați în sorbeau. Socoteala cea dreaptă, având în cugetul cer curățit prin lucrarea Dumnezeiescului har, ca un soare strălucit ai pretutindenea, lumea întreagă prin cuvânt minunat ai luminat, Paisie și noroade, în necazuri spre mântuire, ai îndemnat de Dumnezeu întărit. Ca mireasma tămâii la cer, Paisie, la Dumnezeu rugăciunea ți s-a suit, ajutând pe cei care potimeau în suferința lor. Jertfă pe tine te-ai făcut pentru toți cei necăjiți, urmându-l pe cel ce jertfă, răstignindu-se pentru oameni, de bunăvoie și smerință a făcut. În nevoințe topindu-ți de dorul Domnului, prea cuvioase trupul ne-ai lăsat moștenire, chipul viețuirii care pe toți îi înalță cu sufletul, la cer pe care din inimă l-ai iubit cu o sârdie, Paisie. Cu socoteala cea dreaptă înțelepciunea ta, amestecându-ți sfinte minunat către Domnul cetele de oameni care veneau însetați de cuvântul tău și își cereau ajutorul duhovnicesc, îndreptatul le-ai, Paisie. În Sinaiului munte învrednicitul te-ai, în nevoințe sfinte de trăiri peste fire, harului năstrapă tu, ajungând spre folosul norodului, ce îți sorbea cu vioase neîncetat, bucurându-se cu vie.